Cea de-a doua aeronavă a companiei aeriene low-cost Wizz Air, care va fi alocată aeroportului internațional Craiova, a aterizat astăzi la ora 13.30 în Bănie și s-a bucurat de o primire specială cu tunuri de apă. Avionul a sosit de la Köln cu 119 pasageri la bord și a decolat 40 de minute mai târziu spre Paris cu 173 de pasageri. Wizz Air este liderul pieței aeriene din România. De un deceniu de servim pasagerii și consumatorii noștri din România, încercăm să aducem oportunități din ce în ce mai multe și să oferim mai multe destinații atractive pentru pasagerii noștri din România. Wizz Air este prezent în Craiova din anul 2013 și suntem dedicați acestui oraș de aproape 4 ani de zile. Pasagerii transportați anul trecut, în 2016, au fost mai mult de 222.000 de pasageri pe rutele din Craiova, iar în această lună, investițiile și oportunitățile aduse aici de Wizz Air pentru pasagerii noștri cresc, am putea spune că se dublează. Începând din luna martie vom oferi 10 rute, iar până acum am oferit 5 rute. Între 2013 și 2016 au zburat cu firma Wizz Air peste 400.000 de pasageri. Asta înseamnă că mai mult decât toată populația Craiovei și suburbiile. Noi când am început acest proiect, zburau câte un cârd de ciori și din când în când câte un avion de la Aviasan sau pentru câte o urgență ateriza pe aeroportul din Craiova. Și aici era o cultură foarte frumoasă de bălării. Nici noi n-am știut unde să ajungem, știam numai de unde plecăm. Și a fost un act de curaj extraordinar. Dar îl considerăm proiectul de cel mai mare succes al Consiliului Județean. Aeronava va zbura începând de astăzi spre cele 5 noi rute deschise. Avionul a venit de la Köln și a plecat tot astăzi spre Paris. Celelalte 3 noi destinații de pe aeroportul craiovean sunt Veneția pe 18 martie, Madrid pe 19 martie și Liverpool pe 27 martie.